Încă o localitate din România urmează să intre în carantină. Este vorba despre Comuna Sacoșu Turcesc din Județul Timiș, acolo unde primăria s-a închis după ce o angajată a fost confirmată cu coronavirus. Însă nu este singura persoană testată pozitiv cu COVID-19. În total, în Sacoșu Turcesc au fost identificate 5 persoane bolnave, dintre care una a decedat între timp. Până acum, bolnavii au 11 contacti depistați, motiv pentru care primarul a cerut instituirea carantinei. Prefectul județului a fost de acord, a întocmit documentația și a trimis-o la București. Mai mult, a cerut și intrarea în carantina localităților limitrofe. De asemenea, cei care intră sau ies din sacoșul turcesc vor fi verificați cu și mai multă atenție.